Bună, Cătălin! Pe Ioana este organizatorul șef, ca să zic așa. Deci ea s-a ocupat, le-a pregătit apartamentul ăsta aici. Dacă Ioana, atunci cine? Da. Au, nu mai pomul, dar e capul. Suntem un alai mai micuț astăzi aici, mai restrâns, pentru că sunt și nașii de la Timișoara. Stau acolo cu minți, că am stat în picioare și am obosit, se mă odihnesc. Deci vreau să menționez public faptul că astăzi, până am intrat în acest live, am auzit pe cineva care vorbește mai mult ca mine. Deci, magii tot, felicitări, frate, m-ai bătut, pe bune. Deci, de bine zici, respect. Da. Hai să vedem. Da, chiar mai extrem. Da, uite, aici... Există noaptea anunții și stai să vezi ce l-am pregătit. Aici aș petrec noaptea anunții. Uite, au un apartament frumos. Oana le-a pregătit. Asta este cadoul meu de nuntă pentru ei. Pentru că urmează noaptea anunții, suntem aici într-un super apartament. Măi, dacă mie îmi place de trei ori pe zi, cum tot zice Florin, stai. Ca să înțeleagă domnul de la tine de acolo din platou. Dar ce cadou e ăla? Dimineața anunții, stați voi liniștiți. Uite cum arată așternuturile voastre. Nu e față de masă. E lenjerie de pat, măi. Cum noaptea anunții. E o lenjerie de pat. Inmătase, cu perle, brodată. Uite-te cât e de frumoasă. Și acum hai să vă arăt și pe ce pat o să fie pusă. Da, hai să vedem. Au și Marius în partea alaltă și cala țigănie. Stai că suntem fiecare pe altă parte, Cătălin. E apartamentul mare aici, ne pierdem. E apartamentul unde după nuntă vor rămâne ei. Ca doi porumbei. Deci stai să ne înțelegem, Florin l-a ales. Cătălin, e apartamentul unde termin ce am început în fermă. Cătălin. E apartamentul, am început în fermă la camera servitorilor și acum am dus-o în adevăratul apartament. Așa. Aici, bravo. Aici o să numere darul după noaptea anunții, să știi. Vă place? Termin ce am început în fermă aici. Asta e cadoul meu pentru voi, asta mulțumesc. Am reușit să fac. Mulțumesc. Și toată dăruirea și tot sufletul meu în acest eveniment care sper să iasă perfect. O să iasă, Dominica. Nu? Ia ziceți-mi, e totul ok? Mă, eu nu știu, eu încă și astăzi mai comand fluturi. Am comandat două baruri din alea scurtate. Stai să le spunem. O să aibă fluturi la cununia religioasă. Știți că până acum se purtau porumbeii, acum Brigita și-a dorit fluturi. Ce oricum, fluturi? Brigita roșii, avea nu? Fluturi în stomac roșii și albi. Ea roșii și albi. Am. Da. Dacă așa nu e, atunci cine? Acum cine știe ce o să avem? Că lucrăm. Îmi dai proveste? Încă nu. Încă nu zic. Brigita, ascultă-mă puțin. Vedem. Tu ești o persoană cu frica lui Dumnezeu. Brigita, ascultă-mă. Da. Ești o persoană cu frica lui Dumnezeu. Citești Biblia în fiecare zi. E păcat înainte. Și? E păcat înainte de nuntă. Să minți. O țară întreagă se uită la noi. Da, e adevărat. Suntem pe primul loc la audiențe. Nu e încă gravidă, spun eu. Știi că eu nu mint. Nu știi 100%, Cătălin. Nu știu încă 100%. Ești însărcinată? Da. Să dea domnul. Sper că săptămâna viitoare să fiu. Stai să spun eu altceva. Luni, după nuntă, vor veni la noi în platou. Dar înainte să vină la noi în platou, o să aibă... Nu. Noi facem poate ne dă peste lui. Noi facem o... Noi avem o... Cum zice? Sarcină asistată. Și luni suntem programați la operație. Așa ne dea verdictul. Deci luni aflăm dacă... Da, așa că luni aflăm. Luni aflăm. Da. Cătălin, de 3 ori pe zi, cred că am făcut față. Oana, zi-ne cum merg pregătirile, ce ți-au dorit, ce ți-au cerut, că am auzit bar de gheață, fluturi. Asta Brigita și l-a făcut, toate. Dar aici o... ideea este că o să aibă o cununie religioasă pe pajiște, așa cum Brigita și-a dorit, pentru că aici avem posibilitatea să facem lucrul ăsta și ăla va fi un moment super. Vor fi mai multe momente pentru că avem și... Apoi va fi o muzică senzațională. O muzică senzațională, va mai ales pentru comunia noastră religioasă, frumos. Care este rit penticostal. Și vom avea cele mai frumoase formații și cele mai frumoase cântece îngerești care le aducem aici. Și după comunia religioasă începe petrecerea. Va începe
petrecerea, eu am luat absolut tot ce se putea lua, aș fi luat și artificii, mi-aș fi dorit artificii pe muzică, doar că în această... Da, nu mi-a dat Oana voie, pentru că la ora 10, fiind vară, nu se vor vedea și mai târziu de 10 nu putem să le facem. În București, avantajul e că suntem în București, dezavantajul e că în București nu-ți dă nimeni aprobare să faci artificii după 10 noapte. Asta e legea. Cătălin, pune tu o vorbă bună, să duci artificii. La primărie, dacă ne dă voie de la primărie, eu n-am nicio problemă. Pe ce piesă e pastrava, Florin? Pe ce piesă e Dansul Mirilor? Dacă nu aleg eu, Cristi, oricum ne țigănească. Dacă pastrama pe toată lumea e botezată astăzi. El trebuia să meargă cu turma de miei. După el, pentru că la toată lumea a zis al nume. Da. Cătălin, vei vedea dacă voi fi bărbat sau nu la Dansul Mirilor. Eu am ales piesa și o să vezi, o să ai o surpriză plăcută. Și o să fie pe muzică live. Da, totul o să fie... Da. Muzică țigănească. Stai puțin că eu vreau să mai știu ceva. Da. După petrecerea lui de aseară, cum s-a terminat? Cum? Ai dormit acasă sau ai dormit pe preș? Am dormit cu câinele. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Am văzut și că n-am făcut nimic, a fost ok. A fost ok. Și eu mai ales eu n-am vrut să intru acolo pentru că nu mi se pare ok. N-am fine, dar... Eu n-am știut unde merg. Fratele meu s-a ocupat cu prietenii mei și am spus... Dar ei știau. Dar mi-a plăcut. Bine, am avut și eu un pic de aport la asta, dar eu m-am asigurat că nu o să se întâmple nimic, pentru că aveam eu oamenii mei acolo. Cătălin, eu mai rămân cu ei aici să vedem cum merge treaba, ce mai pregătim și duminică sunt toată ziua cu ei, peste tot, în toate momentele, iar luni la emisiune vedem tot ce s-a întâmplat.